Ca adolescent e normal să-ți cauți propriul stil. Îți găsești principiile după care te ghidezi, îți formezi un grup de prieteni, modul în care arăți și stilul vestimentar. Totuși, un aspect care este puțin mai greu de dezlușit pentru adolescenți este freza. Și crede-mă, le-am încercat aproape pe toate, dat în jos, dat în sus, lung, scurt, în dreapta, în stânga, cum vrei tu. De un an jumate mi-am găsit stilul care mi se potrivește cel mai bine și pot să spun că sunt mulțumit în sfârșit de modul în care arată părul meu. Și deși nu sunt sigur că voi păstra acest stil pe vecie, pentru că la cum mă știu, voi încerca și altele din plictiseală, e bine totuși să încerc și lucruri noi, dar dacă nu-mi place, pot să mă întorc oricând la ce știu că funcționează. Sunt sigur că și tu ai fost nemulțumit la un moment dat de modul în care arată părul tău sau încă ești, așa că astăzi vreau să-ți împărtășesc puțin din experiența mea din perioada în care încă îmi căutam stilul și să-ți ofer 5 motive pentru care nu ești mulțumit de freza ta și câteva sfaturi pentru a remedia situația. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul motiv este că ai o freză care nu te avantajează. Pe timpul ăsta de coronavirus, frizeriile fiind închise, tot mai mulți băieți au început să se tundă așa. Spre exemplu, mie nu mi-ar sta deloc bine pentru că distanța de la sprâncenele mele până la linia părului este destul de mare. Însă pe o persoană care are această distanță mică, acest stil ar arăta bine. Pur și simplu sunt unele freze care nu te avantajează din cauza formei feței, texturii părului sau densitatea lui. Lasă un like dacă vrei să fac un video despre cele mai potrivite tunsori în funcție de forma feței și textura părului ca să-ți fie mai ușor. Al doilea motiv pentru care îți urăști freza este că nu îți uzi părul înainte să-l aranjezi. Imaginează-ți că părul tău este casa ta, iar produsele pe care le bagi în el sunt musafiri. Nu poți să inviți musafirii înăuntru până nu îți faci curat în casă. Trebuie să dai cu aspiratorul, să-ți faci patul, să aerisești. Tot procesul ăsta de curățenie are loc în momentul în care te speli pe cap înainte să-ți bagi alte produse de stilizat în păr. Acestea fiind musafiri, iar dacă nu faci asta, vor fi nemulțumiți. Nu numai ei, ci și tu. Când te speli pe cap, practic apeși butonul de reset. Elimini mizeria, transpirația și mătreața acumulate în timpul zilei sau după somn și îndrepți firele de păr care au fost strâmbate de poziția capului tău pe pernă. Și astfel îți va fi mult mai ușor să obții volum și să-ți dai părul în orice parte dorești. Al treilea motiv pentru care s-ar putea să îți urăști freza este că nu citești instrucțiunile produselor de stilizat. Știai că atunci când folosești ceara de păr sau fixativul, trebuie să începi de la rădăcină spre vârf și nu invers. Știai că trebuie să freci produsul în palmă înainte să-l aplici? Probabil că nu, pentru că nu-ți place să citești. Nu numai cărți, ci și instrucțiuni. Ei bine, ar trebui să începi și de acum o să știi cum să folosești toate lucrurile din lume fără să mai ai nevoie de tipi de pe YouTube care să-ți arate. Al patrulea motiv este că nu folosești produsul potrivit. Pudră, pastă, pomadă, ceară, gel. Acestea sunt cele 5 produse pe care le-am folosit până acum. Probabil sunt mai multe, dar nu știu ce să spun despre altele. Spuma se folosește înainte, iar fixativul după. Deci nu sunt produse principale, de aceea nu le-am inclus în această listă. Plus că acestea două se folosesc pentru aproape orice stil, dar cele numerate înainte se folosesc pentru stiluri diferite, pentru că au proprietăți diferite. Am să vă spun gradul de volum, strălucire și fixare pentru fiecare produs în parte. Pudra oferă volum puternic, strălucire slabă și fixare medie. Pasta oferă volum mediu, strălucire medie spre puternică și fixare medie. Pomada oferă volum slab, strălucire slabă și fixare medie. Ceara oferă volum slab spre mediu, strălucire medie și fixare medie spre puternică. Iar gelul este extrema extremelor, adică e puternic la toate. De aceea nu îl recomand, prea multă forță strică. Și în final, al cincelea motiv pentru care freza ta e nașpa este că nu comunici cu frizerul. Știi situația aia penibilă când după ce a terminat frizerul te întreabă dacă îți place cum te-a tuns, iar tu spui da, chiar dacă nu-ți place? Ei bine, a sosit momentul să-ți spui cu adevărat ce simți pentru el. Dar nu la modul ăla. Nu lăsa să-și facă de cap pe capul tău. Spune-i, dă indicații, arată-i poze de pe net dacă e nevoie și oprește-l dacă crezi că ceva nu e regulă. Când te întreabă cât să-ți ia de sus, nu spune da din prima, spune-i mai puțin, mai mult, la detaliu să fie. Odată frizerul meu a vrut să-mi facă nu știu ce linii prin cap, că îi se păreau lui că arată bine. I-am spus nu, nu e stilul meu și a înțeles. Spune-i cum vrei să te tundă, nu stă acolo ca un mil la terie, iar dacă nu înțelege sau nu iese așa cum vrei tu, caută altul mai bun. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la AD Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dați follow și la Stickered, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei, livrare gratuită în Craiova și 10 lei în afara Craiovei. Poți să comanzi stickere cu orice imagine vrei tu, doar dă mesaj la Stickered, te polipi pe aproape orice suprafață, pe caiete, pe penare sau chiar pe laptop. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita. Pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!